Data alegerilor prezidențiale agită apele pe scena politică. Premierul Marcel Ciolacu a chemat la consultări toți liderii partidelor politice. Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a anunțat că va merge la consultările de la Palatul Victoria. Și UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a confirmat prezența la întâlnirea cu Ciolacu și la fel și AUR. Cei despre care nu se știe încă nimic sunt liberalii. Aceștia și-au stabilit o ședință de urgență pentru mâine dimineață. Șeful executivului a decis să organizeze aceste consultări după ce liberalii s-au răzgândit și au spus că vor alegeri prezidențiale la termen și nu în septembrie. Am primit și invitație oficială cu număr de înregistrare, dar am vorbit și cu domnul Ciolacu, m-a sunat. I-am spus-o, sunt omul dialogului, voi merge să vorbesc, însă cutia Pandorei s-a deschis atunci când au făcut comasatele și mie mi se pare că acum doar se mimează, de fapt, un dialog, o negociere. Părerea mea este că ar trebui să fie făcute la termen, că asta e legea, să nu ne mai schimbăm după cum ne place din punct de vedere politic, ce ne avantajează mai mulți, dar eu sunt pregătită să intru la luptă oricând. Elena Lasconi, desemnată de USR să fie candidata partidului la prezidențiale, a declarat că a fost invitată la discuțiile cu premierul Ciolacu privind stabilirea datei alegerilor. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că de luni va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidențiale, argumentând că țopăiala pe această temă afectează încrederea între parteneri și trebuie să înceteze. Practic, ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova AJ-ul de stabilire a datei alegerilor convenită pe 15 septembrie. De aceea, de luni alături de cei doi vicepremieri, îi voi invita pe liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili împreună calendarul alegerilor. Aceasta este abordarea corectă și nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu inițieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanșa o criză guvernamentală și instabilitate în România. Decizia lui Marcel Ciolacu nu le-a picat deloc bine liberalilor. Surse din PNL au ținut să ne precizeze o nuanță importantă. Mergem la discuții cu Ciolacu, nu la consultări. La scurt timp după anunțul lui Marcel Ciolacu, liberalii au convocat o ședință a Biroului Politic Național cu prezență obligatorie. Totodată, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va merge la consultări la Palatul Victoria și AUR va participa la consultările anunțate de premierul Marcel Ciolacu. AUR condamnă lipsa de asumare a prim-ministrului Marcel Ciolacu, precum și irresponsabilitatea coaliției PSD-PNL în privința modului deficitar în care cele două partide conduc țara și au organizat alegerile din 9 iunie. Inclusiv senatoarea SOS Diana Șoșoacă a fost chemată la discuții de premierul Ciolacu.